fiat eu. Eram mai mult la protest, dar când au aflat oamenii că se convingeri politice diferite, s-au împrăștiat. Aici, satanistul a venit și a stricat tot cheful. Că de ce nu ești ateu, că de ce ești credincios? Da, dar de ce am venit la primărie? Să protestăm împotriva cheltuirii iraționale a banilor publici. Și amuși ne-am luat pe chestii politice, nu? Era de chestii civice și economice, nu? Domnul ofensat, Pavlicencu îi spune că de business. Păi da, dar tu n-ai venit cu Pavlicencu și n-ai venit din numele lui Pavlicencu. Ai venit din numele tău aici să protestezi. Da, dar este chiar într-o parte. Bun, deci care-i temeiul protestului nostru aici? Împotriva primăriei, care neconsultându-se cu societatea, a făcut un monument în parcul Dendrarium cu Iisus Hristos și a cheltuit banii publici pe obiecte inutile. Frumos, măcar e frumos. E frumos, dar pe mine mă discriminează, mă ofensează. Eu nu aș putea sta în așa parc. Da, mă, tare și nu-ți place. Iisus Hristos, parcă i-a plăcut Domnul. Nu, și 2 milioane nu-i mult. Eu am venit să protestez. Cam și bugetare grătiești, nu știi? Cam 2 milioane pe an, tot bugetul grătieștilor. Abia că banii ăștia i-au dat pe o sculptură în parcul Dendrariu. Nu-i așa că era prioritar să facă, de exemplu, canalizație la Grătiești? Sau apă, sau și n-aveți? La Trușeni este numai apă burcută, numai de asta, puturoasă, sulfuroasă. Puteau să tragă apă la Trușeni, de exemplu. Sau puteau să facă niște drumuri prin satele care n-au drumuri în jurul Chișinăului. Să repare drumul ăla pe care Gheorghe Moisei nu poate să meargă în scaunul. La Trușeni, poftim. Sau să repare o grămadă drumuri la Durești care sunt într-un hal fără de hal. Sunt atâtea lucruri de făcut. Uitați primăria asta cât e de murdară și îi construiesc obiecte inutile. Nu mai spun că 1 milion de euro a dat guvernul României ca să repare sala cu orgă. De ce nu a dat primăria banii ăștia? Dar o preferat să-i dea pe sculpturi de bronz. Am venit să le reproșăm guvernanților, celor care au fost sau care o să vină la guvernarea locală, cheltui banii irațional și fără ca să ne consulte pe noi cetățenii. Eram uneori mai mulți, alteori mai puțini, dar ia că ne-am manifestat nemulțumirea. Cred că o să mai protestăm, nu? Și cu biserica aceea de la Grădinița, de la Rășcani, a dat primarul dispoziții de demolare, dar e continuu să construiască. Aici mai la vale, pe strada Bălți, tot scrie dispoziții de demolare, dar de acolo au apărut 5 etaje să construiești, în centru, lângă inspecția de construcție, lângă primărie. Te auzi bine? Mă aud și mă văd bine. A, tu temei că filmez pereții, da, mă filmez cu mine. Ați văzut ce faci și Măritoare Ciocana? Semnează contracte cu biserici? Da, un fel de colaborare. Ce fel de colaborare poți să aibă o instituție publică de stat? Da, mă bucur că îi urmărești, am văzut că au puțini urmăritori, dar tu ești unul dintre ei, dacă trăiești la Ciocana, ai interes. Și e critic mereu. Am scris o cerere odată ca să punem o plăculiță să facem monument valeilor acolo. Și nu ne-a permis, au spus că publicitatea exterioară e interzisă. Da, la biserică spate, la publicitatea exterioară. Da, dar cu biserică contracte făcute. Populiști și oportuniști. Femeile în vârstă, cum este doamna școlnic, femeile în vârstă sunt diferite, iată, șefa ta, Vitalia Pavlicencu, e tot femeie în vârstă, ea nu te lua de categorii sociale, te rog, mai ales de cele vulnerabile, că o să te dau în judecată. Cam asta a fost transmisiunea în direct, o salutăm pe Victor Zucker, dacă venea la protest cu noi, era mai cruta, dar așa, suntem puțintei și stai, diferiți. Fost cinci oameni. A, cinci oameni, eram o grămadă.